Aveți bucurie, sufletelor dragi! Ne reîntâlnim într-o emisiune inedită pentru oameni speciali care astăzi vor avea răbdarea să ne asculte, mai ales că această emisiune este puțin atipică față de cele pe care le știți și cu care v-am obișnuit. Este o emisiune integrată în medicina holistică și de altfel care are și invitați speciali, pentru că vom discuta despre preocupările ale vieții și provocările acesteia. De aceea o să-mi permiteți ca înainte de a începe să fac prezentările invitaților și îl salut pe domn profesor dr. Niț Aurel Mircea, este profesor conferențiar la științele comunicării în SNSPA. Bine ați venit, domn profesor, la emisiunea noastră. Bine v-am regăsit. Pe domnișoara dr. Laura Elena Georgiucanu, medic de familie și specialist în hipnoterapie, și domnișoara Burtică Andreea Elena, de asemenea medic, oameni de specialitate care vor reprezenta viitorul nostru în medicina alopată și preocupat și de medicină holistică. Și sigur, în platou, alături de mine, se află și domnișoara Ivan Mădălina Maria, care în această emisiune va fi asistent de emisie și iată, va fi aici prezentă împreună cu distinși invitații. Voi începe, sigur că așa este firesc, cu domn profesor Aurel Niță Mircea, întrebându-l ce ne poate vorbi sau ce ne poate spune despre tema emisiunii Provocările Vieții, despre vibrațiile oamenilor, și în timpul emisiunii voi adresa întrebări și domnișoarelor prezente. Repet, ambele domnișoare sunt medici în medicina alopată, dar cu interes și sper spre o formare frumoasă în medicina holistică. Domn profesor, știu că sunteți iubit de studenți, aveți câteva cărți scrise și chiar v-am citit una dintre ele. Aș vrea să ne spuneți provocările vieții, să le explicați așa ca un laic, pentru că eu le explic credincioșilor ca și preot, ca duhovnic, dar oamenii mai vor să afle și o altă părere. Ce ne puteți spune despre asta? Înainte de toate vreau să vă mulțumesc mult de tot, pentru că această emisiune este o misiune care distruge barierele de comunicare. Pentru că între laic și religios și teologic nu trebuie să existe separare. Dar este punctul meu de vedere. Este percepția mea. Sunt de acord. Da, și rog pe distinși telespectatori pe care îi salut în mod deosebit cu această zi minunată, îi rog să nu mă creadă pe cuvânt, să mă verifice. Pentru că este vorba de percepțiile mele. Și evident că evoluția mea în această viață, pe care putem să o vedem ca pe o provocare, este evident că eu mi-am schimbat reprezentările mentale, evident că eu mi-am schimbat de multe ori modul de a gândi, evident că de multe ori mi-am schimbat și am încercat să intru în tainele necunoscutului, pentru că un adevărat om de știință se dezvoltă scanând necunoscutul. Din necunoscut aduce și nobilează cunoscutul. Problema este, sau cum spuneți dumneavoastră, distinse părinte, din nevăzut. Noi, laic, vorbim despre spectrul vizibil uman și spectrul non-vizibil uman. Dumneavoastră vorbi... Materie și spirit. Exact. Dumneavoastră vorbiți despre văzut și nevăzut. Dumneavoastră vorbiți despre clar vedere și înainte vedere. Noi vorbim în laic tot despre clar vedere, dar le atrag atenția studenților și masteranților mei. Atenție, verificație, pentru că a intrat din spectrul vizibil uman în spectru non-vizibil uman înseamnă să intrăm în necunoscut, adică în lumea lui Dumnezeu. Unii
am remarcat că vor să-i schimbe denumirea lui Dumnezeu, îl echivalează. Nu se poate. Da, însă oricum ar dori unii sau alții, pentru mine personal, viața înseamnă naștere-moarte, viața înseamnă un ciclu de evoluție. Și am învățat un lucru care m-a impresionat deosebit. Adevărata constantă într-o viață este schimbarea. Și culmea este că l-am învățat ceea ce consideram că este neschimbător în țară, vedeam că este schimbător când schimbam cultura sau mă duceam în vizite în alte țări și constatam invers că ceea ce este neschimbător devine schimbător și ceea ce este schimbător poate să rămână schimbător sau ceea ce este schimbător consideram că este neschimbător. Și atunci m-am blocat la un moment dat și am zis, da, viața până la urmă ne este dată. Nimeni nu îmi predă la facultate ce se întâmplă în timpul morții. Nimeni nu îmi predă la facultate ce se întâmplă în timpul nașterii. A, ni se predă, dar în cele văzute, în spectrul vizibil uman. Doctorii știu, psihologii știu, psihoterapeuții știu, dar știu doar în limitele a ceea ce Dumnezeu permite să aflăm încă, pentru că dacă nu suntem pregătiți de adevărul divin, de adevărul unic, normal că noi o să orbecăim în spectru văzut și orbecăim crezând că aici este adevărata viață. Da, noi vorbim despre materie și despre spirit. Cât de importante sunt emoțiile în a influența viața unui om? Sunt atât de importante întrucât, vedeți, în știința psihologiei, dar eu le-am învățat din alte mănăstiri și când eram musafir în alte religii, inteligența logico-rațională, ca inteligență pentru emisfera stângă, logico-rațională, este deja o cunoscută, nu mai este o necunoscută. Știința psihologiei cu rădăcini adânci în alte vremuri, știința psihologiei chiar a definit foarte bine elementele, componente ale inteligenței logico-raționale și are inclusiv coeficienți de măsurare a inteligenței logico-raționale sau emisfera stângă sau, cum se mai spune în alte culturi, emisfera masculină. Însă, în ultimii 30-50 de ani, și aici vorbesc despre inteligența emoțională afectivă și aici vorbesc despre emoțiile care pot fi constructive sau destructive, și aici normal că au venit medicii foarte mult și ne-au ajutat, dar au venit și psihologii și ne-au ajutat și au definit elementele, componente ale inteligenței emoționale afective sau emisfera dreaptă sau locul în care emoțiile și sentimentele se amestecă. Ca să înțeleagă telespectatorii, stânga este dedicată? Stânga este logica și rațiunea, dreapta este emoția și sentimentul. La început, pentru a înțelege, rămânem așa ca și cum ele nu ar comunica, dar comunică foarte bine cele două semi-emisfere. Și încă se fac studii în domeniu. Da, dar sunt oameni care au diferite dezvoltări. Unii sunt mai pe partea rațională, alții pe partea sentimentală. Da. De altfel, un studiu pe care l-am făcut noi în Institutul de Medicină Complementară și Sacroterapie, în studiul respectiv s-au discutat performanța pianiștilor. Pentru că, vedeți, ei cântă stânga-dreapta cu armonia, da. Sau, de exemplu, matematicienii. E o mică, mare diferență între un muzician și un matematician. Pentru că unul împărtășește emoția bucuriei sufletului și așa mai departe, matematicianul împărtășește tehnicul, știința exactă. Ori, Dumnezeu este, îmi spunea un mare profesor, Dumnezeu este de fapt perfectul din univers care dă fiecărui om șansa de a-și găsi identitatea. Sunt oameni care nu-și găsesc identitatea. Ce ne puteți spune despre acești oameni care încă nu știu cine sunt și ce vor? Da, aceasta este o întrebare, una din, pentru mine, din perspectiva mea. Dar vă rog, distinși telespectatori, nu mă credeți pe cuvânt, verificați-mă, nu eu dețin adevărul. Îmi place. Am învățat un lucru fantastic. Dacă vrem să intrăm în necunoscut,
putem intra, fie luăm și scanăm cunoscutul de la alții, fie furăm de la alții, fie le furăm brevete de invenție, fie le putem să ne dezvoltăm și așa. Dar în final, Dumnezeu este atât de perfect, atât de minunat, încât niciodată nu se pune în această traistă tot necunoscutul în mâna unui singur om sau în mâna unei singure religii. Este fantastic. Pentru că ceea ce este cunoscut într-o religie poate să fie și necunoscut sau să rămână necunoscut până la sfârșitul vieții mele într-o altă religie și invers. Și atunci jocul acesta cunoscut, necunoscut are un echivalent între activ și pasiv. Apropo de ce a spus, noi avem preferințe. Unii au preferință emoțională-afectivă, pianistul. Alții au preferințe logico-raționale, matematicianul. Fizicianul are preferințe logico-raționale. Da? Vorbim despre un pictor, un sculptor, un creator de artă. În realitate, aici, pentru că ați vorbit despre materie și spirit, materia este tangibilul, spiritul teoretic este intangibilul. Vedeți ce au făcut laicii? Laicii au spus așa, tangibil, intangibil, cunoscut, necunoscut. Dar întotdeauna evoluția înseamnă să intrăm din necunoscut, să-l aducem ca și cunoscut și să încercăm să operăm cu el în așa fel încât să nu-i rănim unii pe alții. În așa fel încât să punem un scop principal, iubirea, iubirea necondiționată și compasiunea. Din păcate, iubirea nu se poate măsura. Evident, evident. Însă se poate oferi fără măsură. Se poate oferi. Iubirea necondiționată, un concept care mie îmi place foarte mult. Nu înțeleg asta. Da, iubirea necondiționată, eu la un moment dat am căutat și am spus ceva foarte... scuzați-mă exprimarea, nu eu. Pentru că în momentul în care trecem de la o preferință logico-rațională pe o emisferă sau de o funcționare inerțială a creierului cranian, da, la cealaltă preferință, funcționare preferențială pe emoție și sentiment, noi avem nevoie de amândouă, dar noi, la un moment dat, operăm inerțial în această viață. La naștere este atât de minunat. La naștere încă nu operăm cu inteligența logico-rațională. Nu avem cum. La naștere noi operăm doar în energia câmpului nostru, a biocâmpului nostru, în energia biocâmpului mamei. Noi așa operăm la naștere. În burticica mamei e foarte interesant. Dar și acolo primim informație. Evident. Și atunci conceptul științific este energie, vibrație, informație. Și n-am spus eu înaintea mea, au spus-o alții, și Tesla, și academicianul Radu Voina, da, aș vrea și Mircea Maliza. Să nu vă uitați, da, ideea, îmi cer scuze, este foarte important, mai ales pentru femeile însărcinate, toată informația pe care tu o scoți pe gură, pentru că, nu, ne spunea Părintele Arsenie Boca, cuvintele sunt ființe vii, pot influența fătul. Vin, da, multe mame cu copiii lor actuală bolnavi sau cu anumite probleme medicale, nu dau numele, dar și se întreabă de unde. Ele sunt moștenite genetic, dar și prin sfera informației și a stării pe care omul o are. Pentru că vreau să vorbim puțin despre evoluție. Omul este în stare de evoluție. În fiecare zi important este să știe ce transmite și ce își dorește. Aici aș vrea să... De ce astăzi sunt tineri și oameni care nu știu ce vor și nu știu de unde să înceapă? Știți? Nu-și găsesc drumul. Da. Eu când le predau dragilor mei de master azi, am un set de întrebări interesante. Da? De ce m-am născut în România și nu în altă țară? Întrebare interesantă. De ce am acești părinți și nu alți părinți? Unde mă duc după moarte? Cum definez moartea? Oare există sau nu există? Da, este o trecere. Da, o trecere. Într-adevăr, este o altă dimensiune. Sunteți de acord cu ceea ce spun, cu evoluție? Omul trebuie să evolueze? Sunt oameni care s-au obișnuit în starea lor de latență, așa, nu se întâmplă nimic. Dar au tot timpul motive de a se plânge. Eu nu reușesc, eu nu pot. Fă ceva ca să se schimbe viața ta. Schimbă-ți-o. Da. Cum vedeți? Trebuie să schimbăm ceva. Eu sunt și adeptul evoluției, dar evoluție prin echilibru, nu evoluție prin dezechilibru. Obligatoriu e prin echilibru. Da. Pentru a evolua, eu am nevoie să cunosc foarte bine cum operează dualismul pe întreaga planetă. Cum operează binele și rău. Și din păcate nu prea se predă acest lucru.
Și atunci am constatat ceva. În momentul în care eu am urmat prima specializare și am fost cadru didactic universitar în Politehnică, toate reprezentările mele mentale, și pe o emisferă și pe cealaltă, erau reprezentări mentale preluate din softurile profesorilor care mi-au predat. Și m-au softat, scuzați-mă exprimarea non-academică, m-au influențat în așa fel încât să gândesc după cum mi s-a prezentat ceva, la o disciplină, la altă disciplină, la altă disciplină. Dar, la un moment dat, la aceste întrebări n-au putut să răspundă. De ce am acești părinți și nu alții? N-au putut să-mi spună de unde vin și încotro mă îndrept. Și am întrebat și atunci m-am dus să studiez și un pic de astronomie și un pic de astrologie. Și deci putem vorbi despre soartă și destin. Evident, pentru și am ajuns așa la o concluzie, nu eu, evident, pentru că tot căutând, bate și ți se va deschide. Și eu vreau să știu ce e cu mine în acest ciclu de evoluție. Pentru mine viața și moartea reprezintă un concept de dinamic de evoluție. Aș spune puntea de legătură dintre leagăn și mormânt, știți? Exact, exact. Iar bunicii mei spuneau, eu sunt născut undeva în zona Olteniei, sunt exemplu de Romeo și Julieta, în sensul că mama provenea dintr-o familie bogată de aristocrați, bunicul a fost notar, tata a fost un copil sărac, n-a avut cu ce să întrețină, a plecat copil de trupă de la 7 ani de acasă. Și îmi spuneau bunicii tot timpul, pentru că m-au crescut bunicii la țară și așa am primit identitatea cultural, spiritual, religioasă prin bunici, pe care îi respect nu mult, ci foarte mult. Și mi-au spus tot timpul bunicii, maică, ai grijă să nu faci degeaba umbră pământului. Eu nu știam ce înseamnă acest lucru și nu m-am lăsat. Și așa le spune și telespectatorilor. Lupta noastră adevărată în acest ciclu de evoluție este lupta cu ignoranța, unde ignorant nu este prostul și ignoranța nu e prostia. Ignorant este cel care nu vrea să se autodepășească, exact. Nu vrea să știe cine este cu adevărat. Care s-a obișnuit în acea stare. Da, acum Occidentul ne spune că este vorba de starea de confort, este matricea lui Johari sau mă rog, da, dar este de fapt lâncezara despre care vorbeau românii noștri din popor. Maică are prea de toate și face degeaba ură pământului. Așa. O să vă întrerup cu rugămintea să dăm cuvântul și domnișoarelor invitate medic, de altfel medici, noi, tineri. Aș vrea să vă întreb, domnișoara dr. Laura, încep cu dumneavoastră, cum vedeți viitorul sau cum vă vedeți peste 5 ani? Evoluând într-un proces evolutiv, mă văd observându-mă în permanență. Asta este un exercițiu important pentru a crește și a ne dezvolta. Pentru că dacă în primul rând nu observăm cum ne comportăm acum, care sunt reacțiile celor din jurul nostru, care sunt propriile reacții. Credeți că Dumnezeu are vreun rol în viața unui om, în starea de evoluție? Sigur că da. Credeți în Dumnezeu, da? Cu siguranță. V-a ajutat de-a lungul vremii? Întotdeauna. Știți, medicii, ei de fapt sunt puși să trateze suferințe ale trupului. Întotdeauna medicul pansează, Dumnezeu este cel care vindecă. Sigur că da. Este asta, foarte... scuzați-mă că v-am întrerupt, este un lucru foarte important pentru noi medicii să știm asta. De ce? Pentru că ne scade puțin din ego. Da? Nu, da, noi omul. Suntem cei care vindecăm, noi punem pacientul într-un proces de vindecare. Este foarte important să-l învățați pe pacientul pe care îl veți avea în față ca înainte de a-și vindeca rănile trupului, să-și vindece sufletul. Toate pornesc de acolo. Sunteți de acord? Suntem un întreg. Suntem minte, suntem suflet, suntem fizic nu, și energetic. Nu putem să facem separarea. Dacă facem separarea, apropo de ce spuneați, suntem logici,
doar logici sau doar creativi, creăm un dezechilibru. Și atunci, din punctul meu de vedere, una dintre marile provocări ale vieții este să alegem calea de mijloc, cum spunea domnul profesor mai devreme, să găsim acel echilibru. Ok, gândim logic, suntem îndreptați către această emisferă rațională, dar haideți în timpul liber să creăm ceva. Da? Să foarte avem important un moment de creație. Sunt părinți, sunt părinți care nu au timp, muncesc excesiv cu iluzia că o fac pentru copii, dar în același timp ratează copilăria propriilor copii. Foarte și atunci, ok, trebuie să muncim. Avem timpul alocat serviciului, dar când venim acasă, haideți să ne luăm acel moment de creație, să facem un Lego cu copiii noștri, să pictăm ceva, să ascultăm o muzică, să citim o poveste. Da, aveți dreptate și cu privire la ceea ce spuneați să creăm. Dacă strămoșii noștri n-ar fi creat astăzi edificii, clădiri, biserici, spitale, noi astăzi n-am fi avut unde ne trata și sufletul și trupul. Pentru că biserica este spitalul sufletelor, iar celelalte spitale și edificii sunt ale trupului. Domnișoara doctor Andreea Burtică, vă întreb, ce părere aveți despre evoluția omului de rând și ca medic, cum vedeți pacientul? Cum îl analizați? Cum îi cântăriți problemele? Sunt mulți oameni care vin la medic pentru că au probleme, în primul rând, sufletești și care se restrâng și asupra corpului. Da, categoric. Păi în urma... Mai tare. Categoric. În urma acelor dereglări sufletești, emoționale, sociale, apar și repercursiunile asupra pacientului fizic cu diferite patologii. De aceea se prezintă la doctor. În urma unor deficite pe care le-au avut de-a lungul timpului, din punct de vedere sufletesc mai mult. Unul care este anxios, da, care nu mai are încredere în el, ca să nu mai zic în cei de lângă, este greu de tratat? Nu neapărat. Dacă într-adevăr acel pacient dorește să se implice foarte mult în recomandările pe care îi le faci din punct de vedere medical, dar consider că un aspect destul de important este să recomandăm nu doar medicație, ci și meditație. În așa fel încât să înțeleagă foarte bine că toate merg mână-mână ca să poată să treacă mult mai ușor peste simptomatologia pe care o are și peste patologiile pe care le prezintă în urma unor factori foarte esențiali în dezvoltarea omului. Sunt oameni care nu acceptă că sunt bolnavi. Da, este adevărat. Nu doresc să accepte acest lucru, dar... Dar viața merge înainte. Este foarte important când mergi și te prezinți în fața unui medic, unui duhovnic, să crezi în el. Dacă îmi permiteți, părinte, am avut un caz, o persoană cu anxietate. Se trezea chiar îndreptată către atacuri de panică. Se trezea noaptea, nu mai putea să doarmă, avea senzația de constricție toracică și nu era creștină ortodoxă. Însă i-am recomandat, lucrând cu ea, să citească niște rugăciuni. Și în urma discuțiilor, mergând pe sfera logică, demontând filmele mentale pe care și le făcuse, combinat cu rugăciunile pe care i le-am recomandat, nici până în ziua de astăzi nu am mai avut un atac de panică și nici
Totul se produce la nivelul minții, înainte de toate, nu? Domn profesor, confirmați? Da, mintea ne poate îmbolnăvi sau mintea ne poate vindeca. Apropo de întrebarea de la începutul emisiunii, mama trebuie să fie foarte atentă, mai ales când rămâne însărcinată, dar mai ales înainte de a-și dori sarcina, în timpul sarcinii și după. Pentru că ceea ce gândim, aceea influențăm, acel lucru pe care îl gândim, îl materializăm. În transdisciplinaritate se vorbește despre nivelul de realitate. Dacă eu gândesc într-un anumit fel, accesez un nivel de realitate. Dacă gândesc și mai sus, accesez alt nivel de realitate. Dacă te gândesc și mai sus, influențez nivelul de realitate în care eu o să operez cu mintea. Asta fac matematicienii. Matematicienii se joacă foarte mult și frumos cu abstractul și abstractizează totul până când intră în nevăzut, până când intră în intangibil. Și abstractizează. După aceea caută frumos de tot în matematica aplicativă, după ce a ajuns la un maxim de abstractizare, să vină cu aplicațiile, cam ceea ce fac oamenii de știință cu centrele de transfer de tehnologie. Apare o descoperire prin gândire, descoperirea aceea este pusă în niște matrici, în niște șabloane de gândire și apoi se aplică unde? În tangibilul uman. Și trebuie să fim foarte atenți pentru că acest cuvânt este creator. Cuvântul creează. Dacă eu o să vorbesc... Este ființă vie. Exact, e o ființă vie. Cuvânt, am mai spus-o o dată sau de două ori, cuvânt este cuvânt, vântul pe care îl punem în vorbă. În consoană și în vocală este un vânt. Acolo este o undă energetică. Consoanele și vocalele înșiruite logico-rațional sau înșiruite emoțional-afectiv produc schimbări în corpul nostru fizic. Și trebuie să fim foarte atenți și în momentul în care noi ne amprentăm corpul fizic cu energii de densitate joasă sau cu vibrații ceartă. Joasă, ceartă, scandal, ca supărări. Supărări, ca să nu mai spuneți ce vorbiți dumneavoastră și le spuneți la slujba atât de frumos. Lăsați invidia, lăsați ura. Acestea sunt frici. Frici cu dimensiuni de manifestare vibraționale joase. Și informația pe care o punem acolo, lasă că te iert, dar nu te uit. Așa ceva nu există. Pentru că în momentul în care ai spus te iert și nu te uit, rămâne informația la nivelul ADN-ului nostru vibrațional. Și nu este o iertare de tip rădăcină. Este o iertare a efectelor. Dar nu este îndepărtată cauza de tip rădăcină care a produs acea disarmonie în corpul fizic, disarmonie energetică, vibrațională și informațională, care a produs boala la nivel de celulă, organ sau sisteme și merge la domnii doctori, merge la doamnele doctori și ne spune, mă doare aici sau aici, dar s-a produs înainte de a ajunge la doctor. Noi când ajungem la doctor doar conștientizăm. Este foarte adevărat ce a spus doamna doctor. Unii nu vor să creadă că sunt bolnavi. Știți? Așa este. Și să nu uităm că toate informațiile negative se descarcă la organul cel mai slab din corp. Exact. De regulă, inima, picioarele, durerile de spate care apar frecvent, poate nu știu telespectatorii că sunt multe din durerile de spate provocate de frică. Da. Teama de a nu ști ce ți se întâmplă. Este foarte important să ne vorbiți în câteva minute despre medicina holistică. Oamenii nu știu, ne întreabă ce înseamnă medicina holistică și aș vrea ca să le explicăm puțin diferența dintre medicina alopată, adică medicina tradițională, unde te duci la un cabinet, te așteaptă medicul îmbrăcat în halat alb cu stetoscopul la gât, cu aparatul de măsură tensiunea, și holistic. Și aș vrea să explicați puțin pe înțelesul tuturor celor care ne ascultă ca să înțeleagă ce înseamnă holistic, dacă unul dintre dumneavoastră dorește să explice în detaliu sau dacă nu, vin eu să completez. Știți că există de multe ori expresia unora că mă doare în cot. Și s-a dovedit prin această medicină holistică că chiar i-a durut în cot. Adică dacă tot spui ceva că te doare, chiar o să te doară. Pentru că ce este important să știe telespectatorii și dumneavoastră, bineînțeles că puteți confirma sau infirma ceea ce spun, câmpul de energie vibrațional pe care îl scot prin cuvânt, el creează, el se materializează. Așa este. Și este foarte important să reținem că dacă eu gândesc
ceva negativ. Dacă eu gândesc rău de dumneavoastră și dumneavoastră sunteți un om nevinovat, tot câmpul energetic și gândul negativ pe care îl transmit dumneavoastră se răsfrânge asupra mea. Creează o gaură neagră în univers și îmi face rău. De aceea oamenii care blestemă, care bârfesc, care drăcuie, își implantează cipuri cu o travă în organism care peste un an, doi, cinci va deveni boală și de multe ori bolile grele, ca să nu le folosim, nu folosim cuvinte, sunt fie moștenite, fie atrase prin suferință, pentru că știința ne spune că un minut de supărare lasă organismul fără apărare 6 ore. 6 ore. Doctor, ce facem? Așa este. E doctorul Luis Mario Puig, care este specializat în chirurgie digestivă și a fost implicat în descoperirea celui de-al treilea creier. Creierul digestiv, câtă dreptate aveți? Așa este. Când gândim și am scos pe gură gândul nefast, primul lucru pe care îl face gândul în biocâmpul nostru sau în aura noastră lasă amprentă negativă. Deci cel care emite gândul negativ se îmbolnăvește mai întâi pe el și de-abia apoi gândul iese ca o undă energetică. Și pe ceilalți. Da, și de-abia pe urmă îi afectează. Apropo, pe ceilalți. În medicina holistică se discuta și de vampirii energetici. Da. Sigur că îmi cer scuze față de teologii care ne urmăresc, pentru că în dogma teologică este interzis să vorbești de energii. Dar totuși există duhuri. Hai să nu le spunem energie, le spunem duhuri. Există duhuri necurate și există oameni într-un câmp de lumină, nu? Că de aceea merg oamenii la preoții luminați să le ceară ajutorul, să le ceară un sfat. Toți oamenii, toți preoții au har. Diferența dintre un preot cu har și un preot, să zic, cu o îmbunătățire duhovnicească, se numește harismă. Da. Ca să știți, ce frumos ați definit. Este harismă. Toți preoții au har. Dacă mergem din 100 în 100 de metri, găsim un preot. Asta nu înseamnă că eu sunt mai bun ca un alt preot de la o altă biserică sau că eu sunt mai special. Nu, sunt același, doar că eu mă folosesc de harismă prin sensul și dorința de a comunica și a-l face pe om să înțeleagă că el nu e de capul lui pe lumea asta. Că nu de capul lui este, uite, Mădălina astăzi în platou, care a venit din Italia, sau nu e de capul nostru sau a domnișoarelor care astăzi sunt invitate, pentru că în univers nu se întâmplă nimic întâmplător. Maica Tereza vorbea atât de frumos că vom întâlni oameni în viață care pot fi o lecție, ori te folosesc, ori îi folosești într-un sens bun, nu ne gândim la folosința de alt gen. Însă ce facem atunci când există consumatori de energie, oameni care te obosesc psihic și care intră în zona ta, nu am vrut să zic acașa, că poate iarăși voi fi contrazis de... Produce șocuri cognitive. Produce șocuri. Dar când încearcă să intre în sufletul tău, deși tu nu-i permiți, ce facem atunci? Sunt astfel de situații, vă rog să ne explicați, domnișoara Laura, ce se întâmplă cu vampirii care ne iau energia vibrațională. Ce fac acești oameni? Ne supra-solicită. Practic, dincolo de... Vor mai mult decât poți oferi? De posibilitățile noastre de a oferi. Pentru că, apropo de rolul lui Dumnezeu în viața noastră sau scopul pentru care suntem cu toți aici, acea evoluție, chiar și acele provocări pe care viața ni le impune, pentru toate acestea nouă ni s-a dat, să spunem, acei talanți sau o cantitate anume de energie cu care noi să trecem prin această viață. Să spunem, ne-a trimis cu autovehiculul acesta corpul fizic și ne-a pus un... Da, dar să nu uităm că sunt oameni care ne ajută să mergem cu frâna de mână trasă și atunci nu e evident, regulă. Există și aceste exemple. Și atunci, eu am o cantitate limitată de energie pentru ceea ce eu am de realizat în viața asta. Fie că trebuie să am grijă de familie, fie că trebuie să am o activitate profesională, fie că trebuie să mă ocup de propriile nevoi educaționale, spirituale, religioase și așa mai departe. Ei, aceste persoane, în primul rând, trebuie să manifestăm compasiune față de ele. Pentru dar că sunt într-o mare, suferință și nu-și dau seama, apropo de a accepta boala, este o boală pe care... Au un egoism al lor, adică vor ceva ce nu li se cuvine, până la urmă. Într-adevăr. Și creează un mare dezechilibru atât asupra
propriei persoane sunt nocivi. Exact. Cât și asupra celorlalți. Iar, după cum știți, dezechilibrele în univers și în viața de zi cu zi, din păcate, se plătesc. Și sunt acele păcate pentru care noi plătim sub o formă sau alta. Cum una dintre aceste plăți, să spunem, este boala. Da? Pentru că... Așa este. Da, e clar dacă... Boala este o plată. Da, este una dintre plăți. Există, de altfel, și plăți în materiale, pierderi sau accidente, Doamne ferește. Există multiple modalități de a echilibra și de a balansa acest lucru. Ce ne spuneți, domnișoara doctor, domnișoara Andreea? Sunteți de acord cu ce spunea colega noastră? Da, da, sunt de acord. Așa este, referitor la... Ați avut pacienți care v-au obosit? Da. Cu prea multe întrebări? De cum intră pe ușă se văd vampirii energetici, să zic așa. Sau am anumite persoane care, din păcate, chiar în familia mea, uneori sunt destul de obositoare sau în loc să relaxeze, discuția, din contră, devin un contradictoriu sau diferite alte modalități. Eu aș spune acum, ca și teolog, că sunt duhuri care îi tulbură. Există cu siguranță. Tulbură. Exact. Că duhurile rele tulbură mintea, acolo se... Un gând care se repetă și se perpetuează la infinit atrage alte gânduri pe aceeași vibrație. Și chiar duhuri, exact cum le spun. Spunea Părintele Arsenie și mi-a relatat discuția aceasta Maica Marina de la Mănăstirea Bic din județul Sălaj, mă iertați, Bic este lângă Zalău. Spunea că ea a fost ucenica Părintele Arsenie și Părintele Arsenie le spunea: băi, aveți grijă la minte, că mintea este cutră. În Ardeal, cutră înseamnă un fel de pervers. Când e bine, e pe partea bună, când e rău, e pe partea cealaltă. Adică este foarte schimbătoare. Câți oameni n-am văzut cutră, ca să folosim același dicton sau arhaism, regionalism, schimbători. În fața ta sunt lapte și miere, după care ies și te vând. Adică oamenii cu fețe diferite sau falși. Eram în vizită la mănăstire, la o biserică la Topraisar și părintele duhovnic de acolo, părintele Viorel de la Topraisar, a spus chiar așa: atenție la mintea care te minte. Ulterior am citit foarte mult despre transdisciplinaritate și fără să vreau am ajuns la literatura orientală și am început să citesc și Dino, și mai ales că era la modă acum 15-20 de ani. Și acum este. Și acum este, da. Și evident că am citit cartea despre ego, apropo de ego, egoul ne îmbolnăvește. Și apropo despre vorbele noastre, și acolo am găsit o exprimare foarte frumoasă. Mintea este hoață și șirată. Atenție la minte, struniți-vă mintea. Dar la noi în ortodoxie se vorbește exact așa. Maică strune, eu așa am învățat de la bunici. Pentru mine bunicii sunt etalonul de înțelepciune, pentru că la un dat când am predat și marketing și management, foloseam numai și numai proverbe și zicători românești. Maică, atenție la minte. Hoață și șirată. Vezi, cu mintea, tu crezi că gândești cu mintea ta, dar uneori s-ar putea ca mintea ta să fie gândită. E, vreau să vă spun că au trecut 50-60 de ani și ultimele studii arată că, de fapt, uneori gândurile nu sunt ale noastre. Suntem gândiți și influențați din exterior. Da, dar mintea este laboratorul gândurilor. Da, așa este. Și aici vorbim despre rădăcina procesului de gândire în minte. Foarte interesant este că mintea noi am asociat-o mult timp doar cu creierul cranian. Și nu este așa, pentru că s-a descoperit și creierul din inimă și, apropo de unde este sufletul, și e interesant cum creierul din inimă și cu creierul digestiv, descoperiri științifice, doar acestea au fost date publicității, dar eu cred că sunt mai multe creiere, pentru că dacă luăm și mixăm holistic, apropo de discuția de la început, și integrăm mai multe paradigme, este imposibil să nu vedem că, de fapt, mixăm creierul cranian în dinamica lui cu creierul inimii, în dinamica acestui creier, cu creierul digestiv, și atunci trebuie să lucrăm integrator, holistic, corpul fizic, corpul mental,
corpul emoțional, mergem de aici fără să vrem, ieșim și ajungem la corpul spiritual. Și ceea ce este interesant, de ce tot am vorbit eu despre transdisciplinar? Pentru că transdisciplinaritatea pe mine m-a făcut să nu mai separ atât de puternic laicul de religios. Pentru că spiritualul l-am găsit și în științe, ca repetabilitate, și evident că spiritualul îl găsim în religie. Iar noi care avem doctor de corp fizic, distinsele domnișoare doctor, și dumneavoastră, eu le spun tuturor, mergeți la doctorul de suflete, mergeți la biserică, pentru că aici holismul face minuni, integratorul. Ne aflăm într-o lume... Au fost situații în care, prin puterea credinței, oamenii s-au vindecat. Evident. Și avem un algoritm simplu, credință, voință și disciplină. Când cineva ne fură voința, noi putem avea credință, dar dacă voința noastră este influențată, amprentată de altcineva, atunci degeaba mai avem disciplină. Vorbeați despre vampirism energetic. Vampirism energetic, din perspectivă inginerească, pur tehnică, înseamnă un biocâmp al lui X cu un biocâmp al lui Y și aceste biocâmpuri se intersectează. Se intersectează zi de zi într-un fel la facultate, profesorul își intersectează biocâmpul cu biocâmpul tuturor studenților. Dumneavoastră nu mai vorbesc distinți părinți. Dacă nu ați avea hai să nu-i spun uniformă, dacă nu ați avea hainele, dar roba neagră, asta înseamnă protecție pentru dumneavoastră. Epitrahirul. Da, epitrahirul, așa. E bine, dumneavoastră la fel intrați într-o zi, intrați în interacțiuni bioenergetice cu biocâmpurile tuturor mirenilor care vin să vă ceară ajutorul. Da, și oameni posedați, de asta nu vorbește nimeni. Da, există oameni cu posedări grave. Evident, dar exorcizările, să știți că le-am găsit nu numai în creștinismul ortodox, nu numai în creștinism, le-am găsit și în budism și în hinduism, și acolo sunt slujbe religioase care nu sunt altceva decât ce anume șiruri logice de vocale și consoane sau șiruri logice de energii care ce fac? Spuse, influențează, interacționează cu biocâmpul posedatului. Da, dar e foarte important. Și produc efecte. Dacă nu crezi în ceea ce spui, nu are nicio valoare. Evident. Dar ca și rugăciunea. Evident, dar aici vorbim de ignoranță. Uh-huh. Pentru că dacă omul nu crede, atunci automat își blochează singur interacțiunea energetică cu rugăciunea. Și dacă el nu crede, el practic își produce un ecran protector, un baraj energetic. Vorbeam despre colegii dumneavoastră. La un moment dat mi-a spus un părinte, du-te acasă și citește Acatistul Sfântului Duh. Și am zis, dar l-am căutat, nici n-am auzit că există. M-am dus acasă pe net, am căutat, am rămas surprins. Știți ce spune acolo? Despre unda energetică. Eu recomand de multe ori. Da, și spune despre unda energetică. Ca și psalmii de altfel. Exact asta, știți, a fost gândul dumneavoastră sau al meu. În psaltire, când mi-au recomandat să părinții să citesc psaltire, am citit și la un moment dat se vorbește despre energie. Uh-huh. Știți? Și despre duhurile necurate sau duhurile curate. Sau îmi spunea mie dragul meu de călugă la care mergeam frecvent la Bunăstirea Sâmbăta și îmi spunea, ține postul, dar ține-l pentru că atunci lași loc mai mult Duhului să te cuprindă. Ce frumos! Așa mi-a zis. Duhului cel bun. Duhului cel bun. Uh-huh. Exact. Și știți ce am făcut? Eu, de laic, cu reprezentări mentale, m-am dus frumos de tot și m-am dus la echipamentul american, biotehnologia bazată pe rezonanță, și m-am dus la echipamentul și eu, nu m-am lăsat, m-am dus și la echipamentul core, și la echipamentul german, și m-am dus și la echipamentul rusesc, nu m-am lăsat, m-am dus și la Oberon sau Metatron, cum se numește. Și mi-am măsurat biocâmpul. Și am văzut ce se întâmplă la începutul postului și la sfârșitul postului. Este incredibil. Biocâmpul nostru este atât de... este mai pătat, mai ca dalmațianul. La începutul postului, dar la sfârșitul postului, biocâmpul expandează și crește în luminozitate. Ca și aura, da. Exact, exact. Și asta face biocâmpul și atunci atenție la triunghiul gând, vorbă, faptă. Mă întreba un student, părinte, cum explicăm umbra pe care o vedem
Undeva, pe-n perete. Ce este umbra? Da, de umbră, după mine, de umbră nu putem scăpa niciodată, pentru că umbra este legată de ego. Eu cred, eu personal, dar să nu mă credeți pe cuvânt, eu cred că ne naștem fără ego și în funcție de viața noastră socială, economică, politică, instituțională, ego-ul acesta mă ajută să aleg mai bine sau mai puțin bine. Depinde și de anturaj. Evident. Dacă da. Tu te dezvolți într-un anturaj infracțional, într-un mediu unde se înjură, se consumă băuturi în mod excesiv și mai departe, pot avea acestea și pot lăsa o amprentă destul de gravă asupra viitorului. Dar ce facem cu persoane pe care nu le putem uita? Sunt oameni care nu pot să uite trecutul sau le aduc tot timpul în prezent. Da. Nu cred că e bine sau nu e bine? Eu pot să vă spun despre ce am învățat de la un mare maestru iluminat, inginer la bază, cadru didactic, pe linie hindusă, născut dintr-un tată hindus și o mamă catolică, un mare Sri la hinduși, are așa o relevanță aparte, este un fel de înalt preasfinția noastră de la noi, Sri Vasudeva, și mi-a spus așa, dragul meu, când vrei să vezi dacă ți-ai revenit și dacă ești vindecat complet, când aduci trecutul în prezent, fii foarte atent la ce mai trăiești. Dacă încă acel trecut te mai doare, înseamnă că nu te-ai vindecat complet și înseamnă că nu ai iertat complet. Trebuie să ierți din rădăcină și trebuie să te gândești întotdeauna. Exact. Adică nu există te-am iertat, dar nu te-am uitat. Nu. Te iert, dar nu te uit. Mi-a spus, pentru că altfel rămâne rădăcina. În emoțiile de tip rădăcină, rămân fricile ca vibrația amprentată în ADN. Cât de important este numele pe care îl purtăm? Foarte important, pentru că este o vibrație. Da, dar eu sunt puțin, îmi cer scuze, sunt puțin împotriva celor care scriu pe acatist două nume. Păi vorbesc cu Laura sau cu Elena? Vorbesc cu Gheorghe sau cu Ion? Adică eu le-am recomandat, pentru că am avut multe dispute pe tema aceasta, inclusiv cu părintele Ioan, Dumnezeu să-l ierte, de la Mănăstirea Recea, care a fost mentorul meu. De la Recea? Recea de Mureș. A fost Recea din județ, Ioan Iovan. Eu am predat 15 ani și încă mai predat la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Un mare duhovnic, da, și le recomand. Da, părintele Ioan, e fantastic. Ioan de la Recea, dar mi-a fost duhovnic, el m-a format. Și discutam cu părintele, Dumnezeu să-l ierte, despre pomenirea numelor. Și îmi spunea așa, tinere, spune-le oamenilor că dacă până la 30 de ani n-au evoluat pe numele de Laura, de mâine se spune Elena, pentru că numele acela înseamnă că nu i-a fost unul prielnic. Și să știți că este foarte adevărat. De aceea acatiste le spun oamenilor, și poate nu sunt de acord cu frații mei preoți, nu scrieți Ioan, Gheorghe, Maria, Veronica, scrieți un singur nume, pentru că nu știu cu cine vorbesc. Adică, până la urmă, eu înțeleg că e frumos, că dă bine în buletin, dar eu când mă adresez Universului, când rog pe Dumnezeu să se milostivească asupra robei Elena, nu pot să zic Elena Laura, că asta înseamnă dublă identitate. Păi care e cea bună și care e cea rea? Știți că noi toți avem un dual. Da. Unul din noi e ăla bunul și unul e perversul, periculosul. Trebuie să ne hotărâm cu cine votăm, știți, în ghilimele. Da, da, da. Ce sunt în viața aceasta și ce mă definește? Pentru că nu e important cine sunt. Pot să fiu prim-ministru. Și avem prim-ministri care au intrat în cartea uitării. Ce ești este important, nu cine ești. De aceea spuneam într-o emisiune că omul când se naște trebuie să serbeze două lucruri. Ziua în care s-a născut și pentru ce te-ai născut. Care e rolul tău în această viață? Găsește-ți rolul, identifică-te cu ceva. Și asta e valabil și la domnișoara Mădrina, și la domnișoara Dr. Laura, și la domnișoara, și la oricare, și dumneavoastră, pentru că noi cât trăim, învățăm. Este foarte important, vedeți, în asta aveți un rol foarte mare, sunteți profesor, prin asta formați generații. Așa cum preotul, vedeți, dacă eu acum merg și dau de mâncare la săraci, nu va interesa pe nimeni. Nu o să, deci eu ceea ce fac nu va interesa pe nimeni. Dacă în schimb aș ieși afară și aș da o palmă
unor oameni, cu siguranță aș apare la știri și ar fi breaking news. Regia, dacă ne urmărește, s-a blocat imaginea, cred că. Deci, este foarte important să rețin acest aspect. Cei care ne urmăresc, că noi suntem unici prin tot ceea ce facem și ceea ce spunem. Iar prin ceea ce facem, prin exprimări, noi creăm și prezentul și... Și viitorul. Și viitorul. Dacă mă aude regia... Da, știi ce vreau să... vreau să mă dau pe mine drept exemplu. Eu mă numesc și Aurel și Mircea. Da, am văzut că țineți la asta. Și e foarte interesant. Până când am avut un accident care mi-a schimbat viața, toată lumea îmi spune Aurel și Relu. În familie, cei apropiați îmi spune Aurel și chiar Relu. După accident, am spus, eu vreau o viață nouă. Și m-am recomandat Mircea. Și după accident, toți colegii, prietenii îmi spuneau Mircea. Deci, practic, eu am avut două vieți care erau concertate și concentrate. Când pe Aurel, când pe Mircea. Eu mă dau pe mine drept exemplu, să nu vă surprindă. Mi-a schimbat personalitatea de mai multe ori când mă numeam Aurel și de mai multe ori când mă numeam Mircea. Am mers la un moment dat, normal, și în multe temple hinduse și în multe mănăstiri budiste cu călugări din Tibet, dar acolo în Tibet sunt mai multe religii, și m-am întors la noi în mănăstire și am rămas, am văzut ceva foarte interesant. La hirotonie, mă exprim bine, părinte, da. La hirotonie, foarte mulți călugări primesc un nume, un nume nou, care înseamnă o vibrație nouă și sunt nume de sfinți. Ei bine, de ce acest lucru l-am găsit și în alte religii? Și mi s-a dat un răspuns la un moment dat de către cineva, pentru că acest nume este nume protector, este nume de sfânt, care să ne conștientizeze care este calea și ce avem noi de învățat la acel sfânt, care prin numele lui ne protejează. Da, dar sunt oameni care nu au nume de sfinți. Exact. Și aici chiar m-aș bucura să-mi spuneți ce se întâmplă. Cei care nu au nume de sfinți. Era chiar la un moment dat o întâlnire cu copiii, un profesor de religie avea o întâlnire și a spus toți cei care au nume de sfânt să ridice mâna. Și o domnișoară m-a chemat Roxana și bineînțeles că nu avea nume de sfânt. Și era tristă. Și i-a zis profesorul, du-te la biserică, când vei intra privești stânga-dreapta, alegeți de pe perete un sfânt și mâine vii și ne spui care este sfântul tău. S-a întors foarte fericit a doua zi și a zis, știu cine este sfânta, este Sfânta Parascheva. Și a zis, de ce? Ai ales-o pe ea și nu pe altcineva. Că atunci când am privit-o, mi-a zâmbit. Sfinții ne zâmbesc și nu întâmplător ne aleg. Așa cum pot să spun că pe mine m-a ales Sfântul Pangratie, Sfântul Serbat pe 9 iulie, Sfântul Dorințelor. Nu sunt cu o putere foarte mare, dar nu vreau să intru în detalii teologice, aș vrea ca să revin puțin la ceea ce creăm prin cuvânt. Știți, omul când este într-o stare de supărare, plânge și folosește cuvinte dure. Inclusiv am auzit oameni care spuneau mai bine aș muri. El, cu gurița lui, spune asta. Este ca și cum te-ai blestema singur. Pentru că așa atât blestemul și blestemele, întrebăm, se leagă sau nu se leagă blestemele? Chiar se leagă. Blestemele sunt cuvinte vii pe care dacă tu le-ai rostit și mamele greșesc de multe ori blestemându-și copiii sau bunicii sau aceste blesteme nedezlegate la timp, ele chiar au un efect devastator. La fel ca și căsătoriile. Oamenii nu conștientizează faptul că se căsătoresc, merg la preot și după ce divorțează nu se duc să-și dezlege căsătoria. Pentru că acest lucru trebuie să știe cei care ne ascultă. Eu în momentul în care m-am căsătorit am depus un jurământ că până când moartea mă va despărți. Ce fac după aceea? Adică am plecat ca și cum, Doamne știi, am glumit. Nu poți să te joci cu lucrurile sacre. Acest lucru trebuie să-l conștientizeze
oamenii, iar repet, revin că în univers noi nu suntem degeaba, nici întâlnirile noastre nu sunt degeaba și, așa cum spuneam, credeți că întâmplător, domnișoarelor, ați devenit medici? Mm-hmm. Nu. Adică medicina nu este dată chiar oricui să o facă. Eu, de exemplu, chiar dacă m-aș trudui, poate aș învăța și aș fi un medic, consider că n-aș avea suficientă aplicare spre partea aceasta, pentru că trebuie să te naști pentru orice. Așa cum se nasc inginerii, chirurgii, profesorii, nu oricine poate fi profesor. Să fim serioși. Nu înseamnă că dacă ești inteligent și ai citit o carte, deja poți să devii profesor. Profesorul trebuie să transmită, așa ca și preoții, de altfel. Că vorbești așa și ador babele, să mă ierte, doamnele în vârstă, mă scuzați, era o glumă. Doamnele cu mai multă experiență, cu mai multă experiență, nu vreau să se supere, îmi cer scuze, dar până la urmă, asta e un termen din popor. Adică trebuie să transmiți ceva, ca pe om să-l faci să trezești ceva în el. Da, da, deci adevărata transmisibilitate. Medicina holistică ne învață că ne putem transforma în realitate ceea ce ne dorim dacă este spre evoluție și spre un spor bun. Și primul exemplu pe care l-aș da tinerilor, mă scuzați, este acela de a-și obține permisul de conducere. Știți că ți-am întâlnit, părinte, aș vrea să am permis, dar e greu. Și în momentul în care ai spus e greu, te-ai blocat singur șansa spre evoluție. Aș vrea să mă mărit, dar nu găsesc unde e ăla. Păi din moment ce ai spus asta, singur ți-ai blocat calea de evoluție, pentru că noi avem o scară de evoluție măsurată. De la 20 la 200 sunt oamenii care tot timpul au ceva de comentat, da, frustrații. Eu, mama e de vină că nu m-am măritat sau nu m-am măsurat. Tata e de vină, prietenul, fostul prieten, orgoliu, eu sunt nu știu cine și așa mai departe. Și toți acești oameni trăiesc într-o stare de blocaj intern și sunt blocați în propriilor sentimente negative și frustrări. Și culmea că atrag de partea lor ceea ce sunt. Adică tu ești oglinda a ceea ce ai lângă tine. Pentru că atragi în starea ta de evoluție sau involuție oameni care au la rândul lor probleme, care vin cu niște probleme, agățături, moșteniri genetice și atunci ca să scapi de ei, tu trebuie să ieși de acolo. Ca să ieși de acolo, trebuie primul lucru la care trebuie să apelezi, încrederea. Păi mulți oameni au încredere. Câte vreme n-ai încredere în tine, cum vrei ca pacientul, ca credinciosul, virgulă, ca virgulă, ca să nu faci cacofonie, studentul să creadă în tine că tu ești un om cu experiență, dacă tu, la rândul tău, nu transmiți forța și puterea pe care o putem dobândi prin ceea ce vrem și ceea ce suntem. Este important să crezi. Iar înainte de, sigur, a crede în tine, dictonul, crede în tine, crede în Dumnezeu, pentru că El îți aranjează lucrurile în viață. Și ce este important? Că cei de la 200 vor să cunoască oameni de vibrația 600 sau 400, unde sunt oameni optimiști, veseli, open mind, da? Doar că aceștia sunt avionul care zboară deasupra norilor, iar cei cu vibrația joasă, comentatori, cei care plâng, care sunt cei de vibrație, deci cei sunt de vibrație înaltă, cei la 200 sunt de vibrație joasă. Și atunci ei sunt de fapt elicopterul care zboară deasupra liniilor de înaltă tensiune. Nu se întâlnesc, chiar dacă trăiesc în aceeași dimensiune. De ce? Universul nu dă voie să se amestece. Adică tu, ca să meriți un bărbat adevărat sau o femeie adevărată, trebuie tu să fii la un nivel vibrațional înalt, să fii pur, curat, să ai un suflet bun și să te simți aproape de Dumnezeu. Ori această stare de evoluție nu se poate întâmpla decât dacă parcurgi o anumită etapă de evoluție spirituală. Curățarea sufletului, spovedanie, împărtășanie și după ce ai trecut prin aceste etape, începi să te simți bine, să te simți bucuros și din acel moment ți se deschid perspectivele de a cunoaște oamenii de care tu ai nevoie. Pentru că roagă-L pe Dumnezeu, spunea Părintele Ioan, să-ți trimită în calea ta oameni de care ai nevoie și ei au nevoie de tine. Cât de frumos! Da, adică, de fapt, Părintele Ioan, normal, este în alte dimensiuni, spunea ceea ce spun matematicienii, nimic nu este întâmplător.
Totul se întâmplă conform unui algoritm divin. Doar că nu este algoritmul uman din conștiința umană, este algoritmul divin. Ori căile evoluției sunt fantastice prin Dumnezeu. Când și îmi cer scuze că am vrut să completez ceva și eram gata să vă întrerup, spuneți, dar scuzați-mă, vă rog. Așa sunt profesorii. Da, îmi cer scuze, iertare. Adevărata transmisibilitate este la nivel de suflet. Transmisibilitatea la nivel de minte, de la minte la minte, eu pot să discut cu doamna doctor, pot să discut cu dumneavoastră de la minte la minte. Aici putem avea armonii sau disarmonii. Păreri dar pro sau contra. Da, aici este dualismul. Dar de la sufletul meu, la sufletul dumneavoastră, la sufletul domnișoarelor doctor, în niciun caz sufletul nu știe să urască. Sufletul este legat la Dumnezeu în permanență. Dacă îmi permiteți, legat de suflet, sunt oameni care au sufletul negru. Da. Sunt oameni care au hrănit sau îi hrănesc zilnic prin ura pe care o nutresc față de alți oameni. Dorința de răzbunare, dorința da, de a... de fapt, este adumbrit sufletul. Da, exact. El este curat, el e lumină pură. El este... Dar nu, este încorsetat, aveți dreptate, și exact. Sufletul închis. Este negrit. Este închis. Așa este. Zice, și atunci și-l hrănesc cu ce? Numai cu energie de vibrație joasă. Spunem cu cine te însoțești? Ca să spun cine ești. Da. Da. Păi, în cazul acesta, vedeți, sunt multe dispute și discuții care pot continua, că deja a trecut o oră din... Parcă v-am vorbit acum 5 minute, vedeți ce repede trece timpul. Timpul are altă dimensiune alături de dumneavoastră. Să revin la invitatele mele, domnișoara Laura. Sunteți un om care vă pregătiți pentru un drum nou în medicină. Cum vedeți acest drum? Pentru că veți avea de-a face cu fel de oameni. Am întâlnit foarte mulți medici care și-au pierdut răbdarea de a mai sta de vorbă cu pacienții. Credeți că veți avea suficientă răbdare de a înțelege? Pentru că un medic de trup, un medic al trupului, de fapt, să fie mai, vorbim mai corect românește, da. Are un mare rol în starea de evoluție medicală a pacientului. Cum îi cântăriți? Pentru că o să vorbim imediat și de sacroterapie, medicina sacră. În primul rând îi ascult. Oamenii au foarte mare nevoie de a fi ascultați și a se simți înțeleși. Empatie. Exact. Am avut mulți pacienți care au intrat în cabinet, am stat de vorbă cu ei 50 minute, după care îmi spunea domnișoara doctor, parcă mi-ați luat durerea cu mâna. Și nu neapărat că le-am făcut, nici măcar n-am ajuns la diagnostic și la tratament. Dar faptul că ei au putut să-și spună of-ul, se numește în psihologie catarsis emoțional, ei descarcă acea păsătură, acel duh, dacă vreți să-l numiți așa, pe care îl poartă cu ei. Poate au un serviciu unde există conflicte, poate chiar acasă sunt, poate... Nu i-a ascultat nimeni niciodată. Și atunci sunt atât de bucuroși și se eliberează atât de frumos când există cineva care îi ascultă și simt că acolo pot să fie ei să lase din poverile lor cuiva. Revenim la ceea ce spuneam, încredere. Dacă omul are încredere în medic sau în pastila pe care o ingerează pentru a se face bine, nu-i folosește. Da, gândiți-vă că dacă nu ar avea încredere, nu ar putea să spună lucruri esențiale în trasarea unui diagnostic. Noi medicii facem acea anamneză. Dumneavoastră faceți povedania. Dar sunt lucruri importante pe care ei le pot spune acolo. Spre exemplu, cum sunt tineri în ziua de astăzi, care au multiple relații sexuale sau diverse comportamente nocive. Consumatori de diverse substanțe, dacă nu ar avea încredere să spună aceste lucruri, aș fi indusă în eroare, poate aș rata un diagnostic rapid și eficient, care să vină în folosul pacientului. Atunci, într-adevăr, relația medic-pacient, construcția ei,
modul în care noi, medicii, preoții, toți psihologii, ne prezentăm în fața omului cu care lucrăm, este important să creăm acest spațiu în care ei să se poată manifesta și să-și lase din ceea ce îi îmbolnăvește. Și de ce nu, una dintre funcțiile importante ale medicinii de familie este educația pacientului, care din păcate, din lipsă de timp, poate nu se mai realizează așa cum ar trebui, deși sunt foarte mulți colegi de-ai mei care fac o treabă excelentă. Educăm, adică ghidăm, explicăm pacientului de la modul de a gândi, de la modul de a se alimenta, de la educația fizică, de la modul de a se comporta și de a interacționa cu membrii familiei, cu membrii societății, astfel încât să creeze armonie și pace, nu disarmonie. După cum a spus și dumneavoastră, orice conflict creează o furtună hormonală în corp, scade imunitatea și pe o imunitate scăzută suntem predispuși la orice. O banală gripă ne poate pune la pământ. De ce? Ca ne-am certat 5 minute sau 2. Când am fi putut să lăsăm tot în seama Domnului, că știe El mai bine, nu? M-am mai spus, lucrurile nu se întâmplă întâmplător. Bolile secolului, de altfel, vedeți că una dintre marile boli ale secolului, de altfel frecvent prezentă în lume, este cea legată de anxietate și depresie. De ce ajunge omul să fie depresiv, domnul profesor? Eu o să vă dau un răspuns din cele trăite de mine, pentru că am ajuns la o concluzie. Unul este adevărul tehnic, altul este adevărul științific, altul este adevărul religios. Și în momentul în care, până în 89, nu că aș vrea să fac, să ridic o sanale sau să nu ridic, dar până în 89 alimentația la noi în țară era cât de cât curată. Am studiat în Bruxelles un an de zile, apoi m-au trimis în state. Pentru mine a fost un șoc, pentru că alimentația nu mai este curată astăzi, în foarte mare măsură, tocmai datorită conservanților și aditivilor. Și am învățat un lucru extraordinar și am fost în stagiu în Bruxelles la firme care lucrau în industria alimentară. Și mi-a spus următorul lucru, noi facem cercetări pentru a crește durata alimentului pe care îl consumăm, acel termen de valabilitate. Și ce credeți că mi-a spus un cercetător acolo? Atenție, când vedeți acolo pe termen de valabilitate, termen de valabilitate, 2 săptămâni, 2 luni sau 2 ani, am făcut ochii mari și am zis, acolo să fiți foarte precaut. Am venit în țară. Am vorbit cu cine credeți, mi-a fost și client, dar am fost și consultant acestei distinse doamne director care a terminat chimia alimentară la noi în țară. Și mi-a zis, domn profesor, haideți să vă arăt ceva incredibil, ce face noi în laboratorul nostru de control tehnic de calitate, CTC. Și avea vreo 30 de saci cu făină. Și mi-a zis, uitați-vă, vă rog frumos dumneavoastră, ce se întâmplă cu acest saci de făină. Este doamna directoare Fătini Teodorescu de la o firmă deosebită din industria de panificație și mărărit. Și mi-a zis, uitați-vă să vedeți ce este interesant. Ei bine, unde era făină, atenție, cu amelioratori și cu aditivi, musca nu stătea acolo. În schimb, pe un sac cu făină curată, care nu avea amelioratori, acolo se punea musca. Deci știa ce caută musca. Exact. Și mi-a zis, este incredibil. Noi punem în pâinea noastră pe care o fabricăm în Constanța, noi vrem să nu punem așa ceva, să nu punem amelioratori. Dar vedeți un cerc vicios? Dacă eu nu pun pâinea mea, atunci o să dureze 2 zile sau 3 zile. Dacă mai țineți minte, pe vremuri pâinea proaspătă, a doua sau a treia zi mucegăia. Mai ales pâinea neagră. Astăzi, dacă luăm o pâine din comerț, apropo de Codex Alimentarus, pe care eu l-am studiat în Bruxelles,
oficial. Și deja când eu studiam, marea problemă în 1992, marea problemă era, da, dar nu s-a studiat efectul pe termen mediu și lung, adică nu s-a studiat efectul acestor substanțe în industria alimentară pe termen de 20, 30, 50 de ani. În momentul în care se produce un dezechilibru pe corpul fizic prin alimentație, normal că apare la un moment dat o stare de disconfort. Dar dacă se produce un dezechilibru nu numai pe corpul fizic, ci și pe corpul mental, adică pe gând, gândim și gândim tot felul de ciudățenii, normal că se produce un dezechilibru. Dar în momentul în care avem la fel, deci corp fizic care își pierde starea de echilibru, corp mental care își pierde starea de echilibru și ajunge la corpul emoțional. Păi dacă și aici avem și peste tot, avem numai știri negative, avem numai se încearcă să o nouă educație, adică este important ce spun eu acum și nu ceea ce ai învățat tu. Acum este important și acum este urgent. Ni se afectează cine? Corpul emoțional, pentru că ni se induc numai frici, dar nu sunt fricile mele, sunt frici preluate din mentalul colectiv. Și atunci iar apare un dezechilibru în corpul emoțional. Și atunci nu o să avem un triunghi echilateral, corp fizic, corp mental, corp emoțional și acest triunghi să fie echilateral, el se deformează. După cum? Prin simțuri, corpul fizic se dezechilibrează. Prin emoții, corpul fizic se dezechilibrează. Prin ce gândim se dezechilibrează și normal că triunghiul nu mai este echilateral, nu mai este triunghiul cunoașterii, unde în mijloc ar trebui să avem centrul triunghiului echilateral. Și din acest dezechilibru, normal că apare pas cu pas depresia, anxietatea, ea apare mai ales în societățile de consum și n-am spus-o eu, a spus-o lumea medicală, nu eu, în societatea de consum. Când acum s-au descoperit de vreo 20-30 de ani indicatorii de fericire, apropo de cele 10 fericiri, nu? Uh-huh. Ei bine, măsurătorile ce au arătat? Au arătat ceva incredibil. Cu cât o societate este mai avansată din punct de vedere tehnologic, cu cât PIB-ul este mai mare, cu atât cetățenii sunt mai nefericiți. Și atunci a apărut o rezoluție, rezoluția ONU numărul 65, per 2009, din 2011, care, atenție, este ceva incredibil, a fost votat în unanimitate. De foarte puține ori, dacă intrăm în istoria ONU, vom găsi rezoluția adoptată în unanimitate. E bine, în 2011 s-a adoptat rezoluția ONU 65 per 209, rezoluția care spune așa, fericirea o abordare holistică. Și s-a vorbit despre noul concept de dezvoltare durabilă și în expunerea de motive s-a spus ceva foarte frumos. S-a spus așa, întrucât este de notorietate faptul că în societățile de consum, în societățile foarte dezvoltate cu produs intern brut pe cap de locuitor foarte mare, starea de anxietate, starea de sănătate scade. Și am spus, nu se poate așa ceva, să văd eu într-o rezoluție ONU. M-am dus mai departe, am citit toată rezoluția, am tradus-o. Poate că nu exprim motamo ce spune acolo, dar m-am dus ca de obicei cum facem noi. Vrem să vedem teoria conspirației, vrem să vedem cu tare, dar eu, noi oamenii de știință ne ducem să vedem, dar cine a scris? Dar la bibliografie ce se găsește? Și când stupoare. Rezoluția ONU 65 din anul 2011, nu o să vă vină să credeți, a fost propusă de către regatul Bhutan. Și s-au dus repede oamenii de știință, acum și în ultimii ani până și comisii de la Uniunea Europeană s-au dus în Bhutan. S-au dus repede și din Statele Unite să studieze ce se întâmplă acolo cu fericirea. Ei bine, s-au făcut măsurători, s-au descoperit, apropo de scară de măsurare a lui David Hawkins, că a spomenit despre ele, cu fricile care sunt măsurate pe niveluri vibraționale. Ei bine, acolo au constatat cu stupoare, cu uimire, că acei cetățeni din Bhutan sunt cei mai fericiți de pe planetă. Și au început să facă măsurători. Cum de acești oameni minunați din Bhutan, este un regat condus de un rege. Regele și cu regina, prințesa, sunt cei mai iubiți. Deci acolo ei sunt foarte atenți la gând, la vorbă și faptă.
Apropo de ce am vorbit mai devreme despre empatie, gândesc ce spune occidentalul pozitiv. Au grijă să gândească pozitiv pentru că gândul, cum spuneți dumneavoastră, și prin gând putem păcătui. Dar când gândul l-am exteriorizat și a devenit vorbă, de fapt i-am amplificat. L-am materializat. L-am materializat și amplificăm ce anume? Energia vibrației. Dar gândul e purtător de informație și dacă informația nu este centrată pe credință, pe credința într-un unui Dumnezeu, atunci informația denaturată îl îmbolnăvește întâi și întâi pe cel care a emis gândul. Dar când a și vorbit, dar când a și blestemat. Că iese mai întâi și trece prin aura noastră, prin biocâmpul nostru, pe noi ne amprentează. Ei bine, Butanu și-a descoperit că este de fapt un vector al fericirii și că acest vector este influențat de cultură, de religie, de credință, de educație. Ba mai mult, știți unde au ajuns? Acum câțiva ani, pe vremea când era David Cameron prim-ministru, a finanțat primele cercetări privind fericirea. În Marea Britanie s-a proiectat pentru prima dată în lume un standard al fericirii, Index of Happiness. În Marea Britanie, și după ce au măsurat și au ajuns, au lucrat cu studii statistice, cu distribuție statistică, și după ce au văzut cum se raportează englezul la fericire, au făcut măsurători să vadă cum se raportează cel din nordul Angliei, cel din sud, cel din sud-est, din sud-vest, încât au ajuns să proiecteze distribuția fericirii la nivel de județe sau regiuni. Și așa a apărut, o să vă surprindă, în momentul de față, în rezoluția 1 se spune așa, statele membre sunt invitate ca de urgență să trimită rapoarte ale statelor membre către ONU privind stadiul de măsurare al fericirii. În societatea de consum noi am început să ne găsim fericirea sufletească în biserică. Oamenii de știință își caută fericirea în descoperiri științifice. Muzicienii în muzică. Muzicienii în muzică. Noi ne căutăm un echilibru, cum spunea domnișoara doctor și domnișoara doctor, ne căutăm un echilibru în permanență. Dar echilibru este doar logico-rațional, este doar emoțional-afectiv sau este calea, adevărul și viața? Pentru că în cale avem echilibru. În adevăr avem echilibru. Iar în viață mai departe dumneavoastră trebuie să ne învățați. Eu nu știu dacă mai am timp în această... La un moment dat am stat și... Apropo de meditație, meditația este de fapt o contemplare. Și stăteam și mă gândeam, da, oare într-o viață de om avem timp să urmăm toate facultățile, să urmăm toate specializările, ca să ne minimizăm la maximul posibil gradul de ignoranță? Evident că nu. Pentru că în laic studiem ramuri sub ramuri sub sub ramuri. Și teologia este o știință și o studiem. Dar o studiem cu mintea și vine creștinismul ortodox și ne spune despre trăirism. Pentru că nu acordăm atenție sufletului, nu studiem sufletul. Și atunci... Din păcate. Și atunci avem, cum a spus dumneavoastră la începutul emisiunii, atât de frumos, materia și spiritul. Mai vin niște experiențe de la Cernobâl, mai vin niște experiențe de la reactorul nuclear, mai apare fizica cuantică, care ne mai spune atenție că nu este chiar așa. Acordați atenție sufletului, acordați atenție nevăzutului, acordați atenție trăirilor și simțirilor. Mai este ceva, iarăși, elementul de protecție. De ce unii oameni se îmbolnăvesc și alții nu? Ce se întâmplă? Da. Vedeți? Tot la credință ajungem, tot la încredere. Credință și moștenirile genetice. Genetice, ADN-ul vibrațional. Vedeți, noastră, teologii, preoții îndeamnă tinerii să nu facă prostii, în ghilimele. Adică înainte de căsătorie să nu facă sex, să nu știu ce. Dar explică de ce. Pentru că fiecare act intim cu între un bărbat și o femeie se numește transmitere de informație genetică. Da. Și dacă individul respectiv cu care tu ai o relație intimă are o informație genetică foarte compromisă, ți-a descărcat-o în ADN și tu te duci înapoi în starea de evoluție 6 luni. Și mă întreb, păi, nu mă pot căsători, uite, sunt frumoasă, sunt...
Păi, de ce nu poți? Pentru că singură te duci înapoi. La fel și cu băieții care își caută perechea sufletului. Ca lucrurile în univers să se întâmple, este important să dorești și să vizualizezi, să programezi. Pentru că, vedeți, în univers totul funcționează după programare. De ce? Nu s-a întrebat nimeni oare de ce Sfânta Liturghie începe la ora 10? De ce? Începe liturghia la ora 10 pentru că este ora în care sunt anunțate bisericile, este ora la care 10 este, de fapt, cifra 1. Trebuie să înceapă totul de la un început, nu? Dacă vrei ca viața ta să se schimbe, schimbă-te tu. Nu poți să ai pretenția să se schimbe lucrurile în viața ta dacă tu te întorci la ceea ce ai fost sau ceea ce ești. Apropo de evoluție, da, revenind. Da, da, da. Și atunci, în tot ceea ce înseamnă parte inclusiv medicală, trebuie să ai preotul tău, medicul tău, avocatul tău, cum erau pe vremuri, pentru că noi avem acest obicei de a schimba, știți? De a merge acolo unde e mai ușor. Nu e în regulă. Da. Trebuie să mergi și să stai de vorbă cu preotul care ai chimie, care te înțelege, nu cel care te restricționează. Eu sunt împotriva regulilor acestea habotnice. Puneți în cap basma, stai drept, adică habotnicia nu e bună, pentru că lumea a evoluat. Păcatele care sunt astăzi sunt mult mai grele. Nu era nici Facebook, nici Twitter când s-au scris canoanele sinodelor și nu cred că ar trebui să avem mai multă aplecare. Iar comuniunea cu medicii, cu profesorii, cu psihiatrii, ar trebui să fie una foarte mare în care să discutăm problemele acestea. Însă, vedeți, noi vorbim de poporul român și aici aș vrea să mă... Noi avem, din păcate, poporul român are o vibrație foarte joasă. De ce? Pentru că noi promovăm sărăcia. Nu merg mai departe decât cântecele care le știm. Era acel cântec, și nu vreau să supăr pe nimeni, Doamne, ocrotește pe români. Și unul dintre texte, din conținutul cuvintelor, suntem săraci plini de nevoi. Doamne, ocrotește pe români. De ce? Cum poți să te blamezi tu ca popor că ești sărac și plin de nevoi? Păi câtă vreme spui că ești sărac și plin de nevoi, așa ești. Pentru că tu te-ai situat pe acel drum. Așa este. Păi poporul român nu este un popor sărac. E o programare mentală. Așa de ce și nu învățăm oamenii așa să nu se limiteze că tot ce e ieftin e bun? Știți? Pe mine lucrurile acestea încerc să le analizez și să înțeleg. Eu am văzut oameni care s-au zgârcit când a fost vorba să-și cumpere o icoană. N-au dat banii pe icoană, că o scrie, e scump, mă duc dincolo unde e cu 20 de lei. Atât ai dat, atât vei primi și ajutorul. Pentru că aici, la nivel de univers, oamenii nu înțeleg că evoluția ta nu este măsurată în bani, că la maneliști fără număr. De ce? Ca să arăți orgoliu, mândria, mașini cele mai scumpe, ca să arăți că eu sunt nu știu ce. Când vine vorba de suflet, dai puțin. Și atunci aștepți ca în univers să ți se întoarcă. Să se întoarcă ce? Că tot ce este investit în materie n-are nici... Nu se întoarce deloc, din contră, poate să te distrugă. Stârnind invidie, invidia este câmpul care se transmite asupra ta și te dărâmă dacă tu nu ești pregătit spiritual. Să știți că blestemul se leagă de oamenii care nu sunt pregătiți și nu fac față cuvintelor și gândurilor cu vibrație și cu energie atât de mare. Iar dacă tu nu ești pregătit, spun că nu se leagă vrăjile. Povești, vrăjile se leagă. Dar nu s-ar lega de tine dacă ai fi împărtășit, dacă ai fi spovedit, ci ai fi într-o rânduială, într-un echilibru. Da, așa e. Cu univers. Echilibru. Adică poți să stai fără să mănânci? Nu. Și eu întreb pe tineri, când te-ai spovedit ultima dată? Și îmi spun, acum 7 luni, acum 1 an. Dacă de 1 an nu te-ai fi spălat, cum ai arăta astăzi? Pentru că spovedania și împărtășania au rolul lor în menținerea echilibrului și a emoției. Pentru că emoția este cea care hrănește și Jean Crusoe spune așa: rațiunea este cea care îl formează pe om, emoțiile sunt cele care îl conduc. Și care îl conduc. O să cerem o mică pauză celor din regie și vom continua după.